Ancuțare acum a ocazia să plece la Clubul Steaua, deci ea este monitorizată de Clubul Steaua. Așteptăm un contract de la Clubul Sportiv Școlar, pentru că la Clubul Sportiv Clubul Steaua nu putem să lăsăm gratis. Nu noi ca oameni să luăm bani, pentru că nu este corect. Dar nici nu putem să dăm acolo să nu-i dea ceva. Oferă ceva. Acel de existență. De când discutați cu Clubul Steaua? Deja avem peste un când așteptăm răspunsul lor, ne-am pus pe foarte vreme. Dacă ea acceptă condițiile, mâine poate să-și plece Ancuța. Deci ea este monitorizată. Deci, practic, vreți să plece în anumite condiții. Nu vreți să o lăsați oricum? Nu mi se pare normal. Este copilul nostru. Copiii noștri nu-i lăsăm să plece fără să nu știm unde pleacă. Mai ales că ea este produsul nostru. Ea trebuie să aibă un viitor. Trebuie să ne asigure cei care vor prelua pe Anca că o vor duce în competiții. Și mai mult de atât se vor ocupa și vor oferi minimul de confort de care are o fată de 20 de ani nevoie. Mie mi se pare nou. La 20 de ani ai alte veleități, alte idei despre viață, alte modele în viață. Nu mai poți să o ținem cu ciocolata la școala sportivă.